Ploaia, care a căzut continuu în prima zi a săptămânii, a dat peste cap programul inițial oferit de administrația locală a comunei Petrești de Dâmbovița de Ziua Copilului. Inițial, întreaga activitate trebuia să se desfășoare pe un lac din apropierea râului Argeș, unde celor mici li se pregătiseră o plimbare, în premieră cu caiacul. Prin urmare, întreaga sărbătoare dedicată zilei de 1 iunie s-a mutat în sala de sport din localitate, unde veselia a fost ca la ea acasă. Două asociații au avut grijă ca atmosfera să fie de sărbătoare. Câteva caiace au fost aduse în sala de sport, iar membrii echipei au prezentat celor mici câteva noțiuni despre cum se poate face un sport de performanță și cu asemenea embarcațiuni. Unde ai plecat? Să vâslesc. Să vâslesc? Da. S-a fi plăcut să fii pe un lac? Da. Dar nu se poate, nu? Da. E bine și aici, da? Da. Ce vrei tu să înveți? Să mergem caiacul? Da. Și știi ceva despre caiac? Nu. Eu stau aici. Stai aici? Unde da. Ești tu acum? Într-un caiac? Caiac. Da? Da. Bun, și ți-ar fi plăcut să mergi pe un lac? Da. Da? Dar acum da. Ești aici, da? Da. Tu știi ce zi va fi mâine? Ce zi va fi? Marți. Și ce este? Întâi? 1 iunie, ziua copilului. Ziua copilului și te bucuri de această zi? Da. Da? Da. Anul trecut n-a fost prea bine, nu? Da, că a fost carantina și... E bine, da? Da. Bravo! Jocul, personajele îndrăgite din desenele animate și veselia au fost întreținute de o echipă de profesioniști pe parcursul a mai multor ore. Uite, dacă vrei să vezi, să te joci cu paleta. Cum te cheamă pe tine? Barbona Maria. Și mâine ce este? Ziua copilului. Și voi ce faceți astăzi aici? Ne jucăm. Vă jucați? Așteptați ziua copilului? Da. Ce înseamnă pentru tine ziua copilului? O sărbătoare. Bravo, bravo. Barbu Alexandra Georgiana. Alexandra, și tu știi ce este mâine? Da. Ce este? Ziua copilului. Da? Și de ziua copilului tu ce faci? Mă joc. Te joci, da? Da. Ești fericită? Da. Bine, bravo. Pe tine cum te cheamă? Stanona Maria. Da? Și mâine este ce? 1 aprilie, ziua copilului. Nu, este 1 iunie. A, da, 1 iunie. 1 iunie, ziua copilului, da? E o zi specială pentru tine? Da. Vei juca cu copiii. Cu copiii? Îți pare bine că te poți juca cu copiii? Da. Anul trecut ai jucat? Da. Anul trecut? Când a fost pandemia, te-ai jucat? Nu prea. Nu prea, da? Și acum ești bucuroasă că te da. Poți juca? Da. Bravo, bravo. Pe tine cum te cheamă, drăguță? Sofia Maria Alexandra. Sofia, da? Sofia, este ziua copilului mâine, da? Și astăzi ce faci după aici? Vă jucați? Da. Și te bucuri că te poți juca? Bravo, bravo, bravo. Sărbătoarea dedicată copiilor a fost pusă la cale de administrația locală, iar primarul, Lucian Daniel Andrei, și-a adus aminte de copilărie prin această bucurie pe care a făcut-o celor mici. Surprizele noastre erau mult mai multe, dar ca de obicei vremea ne-a ca jucat feste la toate activitățile organizate în aer liber, dar cu siguranță ne vom plia și în acest cadru închis, vor veni copiii pe rând, vom păstra normele de siguranță și eu cred că va fi până la urmă o zi deosebită pentru ei. După cum îi vedeți, sunt plini de energie, au venit cu atâta entuziasm, nu îi deranjează că nu mai mergem cu caiacul. Ne vom plia pe alte activități în sală. O să vedeți că de-a lungul zilei vor fi multe surprize pentru ei și implicit un entuziasm pentru noi. Domnule primar, anul trecut nu s-a putut realiza ziua copilului. Anul acesta vă bucurați să fiți printre ei? Cu siguranță că suntem încărcați și cu energia de anul trecut și implicit cu energia de anul acesta și dacă anul trecut nu s-a putut,
anul ăsta vom dubla emisiunea. Succes! Mulțumim mult! Rămâneți printre noi, o să vă bucurați, pentru câteva minute putem și noi să fim copii. Edilul localității a avut ca parteneri în desfășurarea acestui spectacol pe profesorii de la școlile din localitate. Lumea minunată a copilăriei a umplut de bucurie sufletele celor mici, dar și ale părinților care au trăit câteva momente magice.